Cel mai important proiect al anului 2019 îl reprezintă pentru administrația locală Șimleoană extinderea rețelei de apă și canalizare. Primarul Septimiu Țurcaș a vorbit pe larg despre acest subiect la Sălăjanul TV în cadrul emisiunii Actualitatea în vizor. Extinderea rețelei de apă și canalizare este prioritatea majoră anului la Șimleu, Silvaniei. Pentru că cel mai important proiect din 2019 este demararea extinderii reabilitării rețelelor de apă și canalizare. Ce înseamnă asta? Că, de exemplu, tronsonul care duce canalul menajer la stația de epurare care este la Cehei, care pornește de la podul de fier vechi spre piață, Biserica Mioriței, Biserica Greco-Catolică, strada Gheorghe Lazar, până înspre ieșirea de la spre Cehei, va fi schimbat total. Și este cea mai mare bucurie pentru mine, pentru că în special în zona, în mai multe locuri și în zona podului de fier vechi, dar în special în zona Gheorghe Lazar și mai mult cartierul Gării, este dezastru. Este o conducta este mult subdimensionată, pentru că imaginați-vă că în urmă, în 2004, erau 37% dintre șimleoani canalizați. Acum suntem de peste 90% și sunt momente în care este și fisurat în unele locuri, așa că apa pluvială mai intră în canalul menajer. Sunt momente în care nivelul crește foarte mult și refulează înspre blocuri, iar canalele de vizitare de pe lângă blocuri se umple cu mizerie și nu mai discutăm de miros și de inconfortul acesta pe care oamenii l-au în mod continuu, în special când este un timp ploios și sau timpul este nefavorabil. Un alt proiect al administrației locale, inedit am putea spune, îl reprezintă transformarea internatului de la liceul agricol în hostel, după un model văzut în străinătate. Acest proiect s-a tot plimbat între Comisia Europeană și proiectant și, cum se numește, consultant. Mă rog, până la urmă a fost semnat proiectul, Șimleul are deja autorizație de construcție. Ce se întâmplă acum? Va fi scos Șimleul spre licitație. Și cât va dura licitația? Poate să dureze 2 luni, poate să dureze 5 luni, poate să avem noroc, în ghilimele, să vină vreo 2-3 constructori care să ne plimbe în judecată, atribuirea și să mai dureze o jumătate de an. Eu îmi doresc să să înceapă cât mai repede și doi, dar nu în ultimul rând, să prindem cel puțin un constructor ca și acela care a făcut înainte reabilitarea, a fost o firmă din Ungaria care a lucrat extrem, extrem de bine, de curat, de rapid, într-o zonă în care, spre exemplu, zona strada Simion Bărnuțiu, Mihail Sadoveanu, unde au trebuit să coboare la 3-4 metri în mijlocul străzii, au pur și simplu lăsat curat în urma lor, nu blocau circulația, au lucrat profesionist. Și asta ne dorim.